Consiliul Județean al Elevilor promovează în permanență tinerele talente oltene. În acest sens, au organizat la Centrul Cultural Eugen Ionescu un concurs muzical dedicat liceenilor. Evenimentul a fost sponsorizat de Primăria Slatina, care sprijină elevii în toate demersurile lor. Este un spectacol de voce și chitară pentru toți elevii din județul nostru, pentru a le afla talentele. Este un concurs cu premii în bani pentru fiecare categorie, pentru că concursul este împărțit în trei categorii: chitară, voce și chitară și voce simplu. Am fost sponsorizați de Primăria Slatina și avem 7 premii. Le-am împărțit pentru a avea cât mai multe, pentru cât mai mulți elevi să se bucure de premiile noastre oferite din partea primăriei. Copiii au participat la concurs pentru a-și învinge frica de scenă și pentru a câștiga experiență. Elevii spun că aceste activități îi ajută să se dezvolte atât pe plan personal, cât și profesional. Președintele Consiliului Elevilor de la liceul nostru, Dae Radu, m-a informat și, având această pasiune, m-am gândit că de ce să nu încerc? E o oportunitate totuși. Sincer, am venit să capăt mai multă experiență, nu neapărat să câștig. Pe parcursul vieții trebuie să treci prin anumite experiențe, să înțelegi cu adevărat viața și cred că asta ne ajută într-un fel să trecem prin anumite momente. Am aflat de această acțiune de la președintele liceului nostru, care este membru la adunarea generală la Consiliul Județean al Elevilor, și m-am gândit să particip ca să încerc să vedem dacă reușesc să obțin vreun premiu. Consider că sunt foarte important pentru că toate sunt provocări și sunt necesare toate în viață ca să ne dezvoltăm mult mai mult pe plan profesional, dar și personal. Primăria a pus la dispoziție 7 premii în bani, iar elevii au venit din localități precum Iancu, Jianu, Drăgănești, Olt, Balș și Caracal pentru a concura și pentru a câștiga.